Guvernul s-a angajat ca până în 2020 să desființeze centrele de plasament. Ca de obicei, la noi, termenul a fost depășit. Dar totuși, ce n-au făcut alți miniștri, a reușit ministrul Gabriela Firea, care anunță că, de la 1 octombrie, centrele de plasament ar trebui să dispară, urmând să fie înlocuite cu alte forme de protecție: asistenți maternali, case de tip familial și familii de plasament. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat mii de angajări într-un proiect ce vizează dezvoltarea sistemului de protecția copilului, finanțat din fonduri europene. Asistenții maternali sunt, fără îndoială, cea mai bună variantă pentru copiii care nu au șansa să crească în familiile lor, alături de părinți sau de persoanele apropiate lor. Această profesie are un rol fundamental pentru evoluția normală a unui asemenea copil, însă, din păcate, abia recent s-a înțeles cât de importantă este. Dezvoltăm sistemul de protecție a copilului și toți cei 11.000 de asistenți maternali din țară vor participa la cursuri de formare profesională. În plus, angajăm alți 4.000 de profesioniști, a scris ministrul Familiei pe Facebook. Cel mai important este ca direcțiile județene de asistență socială și protecția copilului să fie pregătite pentru închiderea centrelor de plasament, pentru că în mâna lor stă această decizie, mai spune și Vișinel Bălan, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. S-au făcut niște progrese semnificative, cel puțin în ultimii 3 ani, în sensul în care DGSPC-urile au încercat să pregătească momentul acesta. Spun au încercat în sensul că multe din ele mai au. După modificarea legii copilului din iunie, aceste instituții au responsabilitatea ca în 3 luni de zile, adică până la 1 octombrie, n-ar trebui să mai avem centre de plasament. Iar acolo unde acestea există, instituția trebuie amendată. Vom reveni cu date despre situația din județul Hunedoara după data de 1 octombrie.